În 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 12, stă scris: De la tine vin bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna ta sunt tăria și puterea, și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Când Dumnezeu a terminat creațiunea, a văzut că toate erau foarte bune. I-a dat omului mult mai mult decât avea nevoie pentru a fi fericit. Propriul trup și natura înconjurătoare erau manifestări ale puterii, slavei și iubirii Creatorului. După păcat, providența divină a continuat să aibă grijă de ființa omenească, manifestând o nemăsurată generozitate. Dar asupra Edenului și asupra acestui pământ întunecat de păcat, Dumnezeu nu i-a acordat omului dreptul de proprietate. Titlul de proprietar este al lui Dumnezeu. Adam a fost doar un administrator. El avea putere, autoritate, la fel ca un administrator, dar pământul nu i-a aparținut. Când Adam și Eva au mâncat din fructul interzis, au acționat ca și cum ar fi fost proprietari, din moment ce doar proprietarul poate lua liber din ceea ce îi aparține. Administratorul trebuie să aibă permisiune și Adam nu a avut-o. Câteva secole mai târziu, arătându-i lui Solomon planurile templului de la Ierusalim și tot aurul pe care îl pusese deoparte pentru construcție, David a cerut poporului să aducă lui Jehova un dar de bunăvoie și a rostit o rugăciune de binecuvântare în care a reafirmat principiul administrării edenice, și anume 1 Cronici 29, versetul 14. Citez: Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți-aducem. Am încheiat citatul. Dumnezeu se manifestă ca un proprietar, lăsându-ne libertatea de a asculta sau de a nu asculta de poruncile sale. Administrarea bunurilor lui Dumnezeu cu credincioșie se manifestă în trei feluri. Consacrarea celei de-a șaptea părți din timpul nostru, adică sabatul. 2. Dăruirea celei de-a zecea părți din mijloacele financiare pe care le primim, adică zecimea. Și 3. Libertatea sistematică de a dărui de bunăvoie din banii, timpul și talentele noastre. Dumnezeu vrea ca administrarea să fie o școală de eradicare a egoismului în formarea caracterului, o mărturie sinceră a încrederii, recunoștinței, dragostei și credincioșiei față de Dumnezeu, și o dovadă a capacității noastre de a primi într-o zi bogățiile veșnice ale împărăției cerurilor. Să nu uităm că administrarea nu este doar o chestiune de generozitate, ci și de onestitate, și mai ales de dragoste, pentru că dăruirea fără dragoste este posibilă, dar dragostea fără dăruire nu este posibilă. Dumnezeu așteaptă ca fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu, spune apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7.